Andrew Tate este un nume care apare peste tot în zilele astea, la știri, pe Facebook, pe YouTube. Dar cine este acest personaj care a devenit atât de popular și atât de influent? Nu am comentat despre nimeni niciodată într-un video întreg din proprie inițiativă. Zic asta pentru că a fost și episodul cu Fire, dacă mai țineți minte. Dar mesajul din spatele acestui video e altul și vreau să-l spun la final. Copiii sunt foarte influențabili și își au mare parte din idei de pe internet. Acest lucru poate fi atât o oportunitate cât și un pericol. Dar Andrew Tate a devenit foarte influent în ultima perioadă și am vrut să fac un video în care analizez obiectiv sau cât se poate de obiectiv personajul său. Pentru că părerile sunt împărțite în două extreme. Fie îl iubești, fie îl urăști, dar adevărul este mereu undeva la mijloc, așa că astăzi vreau să-ți prezint 3 calități și 3 defecte ale lui Andrew Tate cu exemple. Hai să începem cu defectele. Primul defect pe care l-am identificat este că e super lăudăros. Ăsta este primul lucru care iese în evidență din podcasturile lui sau de fiecare dată când a fost invitat la alte podcasturi. Because I'm too influential and I'm too dangerous. If I say I can influence an election right now. I am the most Googled man in the world. I'm super famous. I have massive influence. That's what makes me such a fantastic individual because I don't have to give up my entire life to be successful in one particular field. Se laudă atât de mult până în punctul în care te zgârie pe creier, adică devine enervant. Au fost momente când pur și simplu am închis videoclipul pentru că mă săturasem să aud aceleași omagii pe care și le aduce singur. Uite, înțeleg, ai bani, ai succes, ești un om realizat. Nu trebuie să bași pe gât tuturor asta ca un bodăran. Lasă-i pe alții să o facă. Dacă e să te lauzi, fă-o mai subtil. E mai elegant. Al doilea defect este că e manipulant. De ce? Privește acest video. All right, Hustlers University, listen to me. Broke people, and if you don't have a Bugatti, you're broke. Everyone in there is making money all day, every day, and you're sitting outside and you haven't joined and you're like, well, maybe I could do it myself. You've done nothing yourself. You've failed. You will never achieve anything without me. That's why you need Hustlers University in the war room. În primul rând îți vorbește despre cât de bogat e el și cât de proști și sărac ești tu. Adică îți induce un sentiment de inferioritate. Uite, tu nu ai Bugatti ca al meu, deci ești un prost sărac. După care îți oferă și o soluție. Chiar dacă ești proști și sărac și tu poți să fii bogat, de fapt oricine poate dacă cumpără abonamentul ăsta la cursul meu. Acum, nu spun că e un curs prost sau că nu poți să faci bani prin el sau că nu te ajută, dar niciun curs, nici o carte, niciun sfat nu funcționează în 100% din cazuri, în orice circunstanță și pentru oricine, așa cum cel care ți-l vinde sugerează. Și al treilea defect pe care l-am identificat este că modul prin care s-a îmbogățit nu e tocmai onorabil. S-a îmbogățit înființând o agenție de video chat, după care a deschis un lanț de cazinouri. Știu că multe companii nu au o activitate onorabilă și nu au în prim plan dorința de a aduce valoare în lume. Oamenii, în general, vor să facă cât mai mulți bani, cât mai repede, fără prea multe gânduri morale. Și sunt sigur că să administrezi o agenție de video chat e la fel de greu ca și atunci când ai administra orice altă firmă. Atâta timp cât e legal, bravo lui că s-a descurcat. Dar ce vreau să spun de fapt este că aceste companii pe care el le-a înființat obțin profit bazat pe o speculație a unei vulnerabilități în piață. Ce înseamnă asta? De exemplu, eu am fost angajat la o agenție de imobiliare. Înainte să fiu angajat acolo, credeam că agențiile chiar ajută oamenii să-și găsească mai ușor o chirie sau o locuință personală. Dar nu. Agențiile astea, de fapt, speculează o lipsă de opțiuni ale oamenilor care chiar caută să își găsească o chirie sau să cumpere o proprietate. Ce înseamnă lipsă de opțiuni? Practic, ei iau anunțurile de la proprietari, bagă banii în ele și le promovează pe site-urile de anunțuri precum imobiliare.ro sau OLX și eu care vin să îmi caut o chirie, nu am decât să colaborez cu ei pentru că sunt foarte puține anunțuri de la proprietari și foarte multe promovate de către agenții. Cu alte cuvinte, inundă piața cu propriile anunțuri ca să te forțeze să colaborezi cu ei ca să-și ia ei comisiuni din tranzacție. La fel și în cazul videochatului sau cazinourilor care speculează o anumită dependență sau slăbiciune a oamenilor. În cazul videochatului, dependența sexuală și singurătatea și în cazul cazinourilor, dopamina aia care este constantă în cazinouri și dependența de pariuri. Acum să trecem la părțile bune despre Andrew Tate. 3 calități. Prima calitate care este destul de evidentă este faptul că e inteligent. Omul e inteligent. Se vede că e trecut prin viață, se vede că are niște principii, niște idei pe care le urmează și e capabil să
vadă și perspectiva altora, să nuanceze ideile. A doua calitate este faptul că e articulat. Ce înseamnă asta? Știe să-și argumenteze punctul de vedere, nu își pierde firul gândurilor și vorbește repede, concis și la obiect. Asta e o calitate foarte importantă pentru că când îl auzi și te gândești la ce spune, realizezi că are sens. Chiar dacă nu ești de acord cu unele perspective ale lui, are sens ceea ce spune din perspectiva lui. Și a treia calitate care nu e deloc de neglijat este faptul că e destul de amuzant și asta cred că determină mulți oameni să-l urmărească. Go wait, oh, let me just go. My vape's done charging. Load it up. Okay. People often say, "Well, what should I eat?" It takes something, man. Don't be homo. Acum, de ce am filmat acest video și cui pasă ce calități și defecte are Andrew Tate? Păi ca să-ți arăt ție un exercițiu pe care tu trebuie să-l faci înainte să-ți formezi o părere despre oricine. Analizează singur atât calitățile cât și defectele oricărei personalități pe care o urmărești înainte să înghiți de-a gata părerea altora. Ai grijă pe cine privești ca model și nu lua sfaturile oricui drept ordine. Filtrează informația întâi prin propriul filtru al gândirii. Vezi dacă sfaturile alea sunt bune, dacă te ajută să faci o schimbare reală în bine și dacă le poți implementa în viața ta, date fiind particularitățile tale emoționale, sociale, fizice și mentale. Toți oamenii au și defecte și calități și eu consider că e important să le cunoști pe ambele înainte să ai o părere despre cineva. Nu urmări pe nimeni orbește, nici pe mine, nici pe Tate, nici chiar pe taică-to și nu face din oricine un Dumnezeu fals.